Îl căutăm pe domnul Vici. Domnul Roman. Să trăiți, domnul Roman. De la România TV suntem. Unchiul Tilă v-a făcut separ. Cum îi răspundeți? Ia-ți ciorni banii. În momentul când a fost bolnav, l-am dus la tratat de tuberculoză. Doamna doctoră poate să confirme, multă lume de sat poate să confirme. Și am reparat casa. Câtă tuberculoză i-ați reparat de 450 de milioane? Păi da, nu, domnule, că problema e în felul următor. Pentru că eu când m-am dus la dânsul, da? De fapt dânsul a venit la mine să-l duc pe la spital, da? L-am dus la spital, am martor când am vorbit cu el și i-am zis, tataie, ce facem? Fă, tată, ce crezi tu cu bani? M-am dus a cumpărat materiale să-i fac casa. Acum, o perioadă, prin influența unui vecin... Pe el zice că dumneavoastră v-ați făcut casa, nu lui. Nu, le fac dovadă, am împrumuturi la bănci. Unchiul Tilă zice că se parcă l-ați păcălit, l-ați lăsat boschetar. Nu l-am păcălit, facem dovada că nu l-am păcălit, n-aș vrea să... Păi și el face dovada, mi-a arătat niște chitanțe. Acum, în praf de campanie să... Pe asta zicea și el, punem poții să conducă. Da. Am făcut atâta lume bine și puteți merge în sat. Vă dau o listă cu toți oamenii, nu listă, cu toată lumea care am ajutat. Da, uitați-vă, considerați că e unchiul Tilă aici, transmiteți-i ceva. Să aibă încredere că tot eu o să... Nu, zi așa, unchiule. Unchiule, tot eu o să vă ajut. În continuare, tot de mine o să aveți și... Acum e o chestie politică care vi s-a... Dar nu l-a ajutat să-i dați banii înapoi, mai bine el așa ar vrea. Păi stați un pic. Ce bani să-i dau înapoi? Când... El mi-a arătat extrase de cont. Cum i-a scos banii lui din cont? Cu dânsul am fost, l-am... Da, care e? Păi așa se face, normal că cu dânsul, că altfel nu puteți. Dar v-ați trecut dumneavoastră titular la conturile lui. Acum am adus un bolnav, da? Asta am avut să spun. Deci, unchiul meu, în continuare, îl respect. El nu. Nici o problemă, o să ajung la o înțelegere cu dânsul. Nu e o problemă, acum e campania electorală. Și toată Hai, lumea mersi, o zi bună. Cu respect. Hai să luăm și o căruță. Hai să aveți o zi bună. Și bună v-ați să aveți. Numai bine.